Polițiștii din cadrul secției numărul 13 Poliție Rurală Titu au fost sesizați de localnici despre scandalul iscat la fostul cămin cultural din satul Pitaru, comuna Potluci, unde în prezent funcționează o sală de jocuri de noroc și un bar. De la românești, veri între ei, am înțeles, s-au tăiat, au fugit cu mașinile. Puteau să fie și alții, putea că se întâmple mult mai multe, da? Da, să-l omoare. Corect. Cu lumea vorbește că era pe când l-a găsit ambulanța sau zmurdu, ce l-a găsit. Era stare gravă, nu? Da. Din cercetările efectuate, a reieșit că în urma unui conflict spontan și pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un tânăr de 23 de ani din Românești ar fi lovit un bărbat de 42 de ani cu un obiect ascuțit în zona gâtului. Atât victima cât și agresorul au declarații contradictorii și dau vina unul pe celălalt. În vârda lui mama, mama cu el. A lovit, l-am lovit și eu, mai înțeles. Și... De la ce a pornit scandalul? Ce v-a zis? El, la băuturi. Asta e la mine, mi-a dat cu pumnul în ala, mai înțeles, e la mine să mă taie cu, de fapt, m-a tăiat cu paharul și am făcut și eu până ce a căzut pe mese. Și atât, atât, atât. S-a rănit la gât? Da. Ați încercat să vă apărați? M-am apărut, da. Dacă mă apăram, poate mi-a dat în față, a venit la paharul la mine. Putea să fiți noastră victima după aia, dacă nu. Corect, da. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. A fost într-un club de la Pitaru, dintre care Gherghina David mi-a spus ceva, eu l-am invitat, m-am întors cu spatele. Omul, eu știe lumea că poartă cruci și o vorbe bulgare și de-astea. M-am întors cu spatele, tocmai în timpul ăsta dansam. M-a tăiat la ochi, m-a tăiat, sunt cusut peste tot. A vorbit cu vorbe bulgare, m-a trântit jos, dintre care mă știam de mine, aveam un ceas automat la mână, mi-a luat ceasul. A vorbit cu vorbe bulgare, m-a jurat de mamă și am căzut necoștient jos, vă dați seama. Deci nu știe vreau să mă credeți, m-aș numi Dumnezeu. Dintre care nu mai știam de mine, m-a luat, nu știu unde m-a dus, salvare, s-a sunat, s-a pus, dar nu mai știam nimic de mine. Rudele bărbatului a ajuns la spital, spun că se tem de agresor și de familia acestuia și că i-au amenințat. Noi ne așteptam să vină acasă, n-am știut nimic, nu știm nimic ce s-a întâmplat cu el, nu mai are bani în portofel, nu mai are ceasul la mâna lui, i s-a luat-o după el, duceți-vă să-l vedeți că e de groază. L-a tâlhărit, l-a omorât, e tăiat și în plămâni, e tăiat la gât, pe față, e distrus, e într-un hal nehal. Nu se poate treaba asta, dai la un om o palmă, dai la un om un picior, dar nu dai să-l tai să-l omori în halul ăsta. E ceva de speriat, am avut, să-l așteptăm și eu sărbători, să fac și eu sărbători, că a venit, a muncit toată vara, s-a chinuit prin Germania. Deja am avut un accident cu copilul meu, a căzut prin Germania, deși a rămas. Mai aveam și necazul ăsta, s-a mort de sărbători acum. Victima este în stare stabilă acum, iar medicii spun că dacă ar fi fost mai adâncă, lovitura ar fi fost fatală. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă o soluție legală prin parchet.